Mâine ne calificăm, mă? Păi ce să fac, bă, ce să fac? Dacă l-am pierdut pe Luis Munteanu, da, l-a luat CFR-ul, dacă e mai bogat, ia ăla care e mai bogat, nu? Da, bani mulți ți-a dat Varga, să știți, bani foarte mulți. Cât a dat? 2,8 milioane la Fiorentina plus 200 de mii lui Luis Munteanu, 3 milioane. Ce 200 de mii, mă, de aici. La semnătură. La semnătură. La semnătură. Am zis 2, am zis 2, ascultați-mă, 2,8 milioane transferul plus 200 de mii la semnătură lui Luis Munteanu, 3 milioane. Băi, înseamnă că e bogat, moare. Dai 3 milioane pe un jucător. Să că i-a dat și lui Luis Munteanu vreo 400, 500, 600. 400 de mii primul an plus 5 mii în fiecare. Nu e așa, 400 de mii, 450, 500, 550, 600. Păi ajungem, cred că, la vreo 5 milioane, domnul Becali. Păi cam așa, cred. Dar merită banii ăștia, acum sincer vă întreb. Bă, tată, eu cred că merită, adică depinde. Depinde. Eu dacă îl luam, îl luam ca să-l vând. Deci dacă l-a luat, l-a luat să-l vândă, deci merită. Eu cred că merită. Da, bine. Dumneavoastră vă pricepeți, chiar vă pricepeți. Știți că sunteți buni. Eu cred că merită, dar eu nu sunt dispus, eu la orice lucru e un risc. Uh-huh. Și eu nu sunt dispus să risc 3 milioane, 5 milioane pe un jucător. Înțelegi? Da, așa o părere de rău aveți că l-a luat CFR-ul? Nu, pentru că eu luasem eu deja înainte să-l ia, eu terminasem, nu mai am vrut. Aha, am înțeles. Știu eu de ce, adică nu pot să spun că nu-i frumos, dar... Adică nu mai am vrut eu, de două zile am renunțat la el. Ați făcut oferta aia de 2 milioane și după aceea s-a închis. Nu, am făcut oferta de 2 milioane ca să-i ridic mai mult prețul. Aha. Eu nu dădeam 2 milioane. Master of Destabilization. Păi da, păi mi-a zis ăla Chiodic, a făcut ăștia ofertă 1.100.000, eu am făcut 2 milioane, zic, bă, dacă îi faci 2 milioane jumătate, că după aia oricum trebuie să semnezi de jucătorul și nu semna cu jucătorul, vezi, Doamne. Și nu-l luam. Și am zis, mă, dacă tot îl ia, măcar să le curăț visteriile. Am înțeles. A, deci de asta a ajuns CFR-ul la sumele astea uriașe? Păi da, până eu le-am ridicat. Băi, frate, n-am văzut. Deci, pe cuvântul meu, sunteți diabolic, pe cuvântul meu. Păi ce să fac, mă, măcar să-i curăță bani? Să-i iau gloanțele ca să pot să-i bat, trebuie să le iau armamentul. Ce tare, tare. Îi curăț de armament, de gloanțe, de muniție și formă. Nu? Da. Ce să fac? Da, ba, nu, serios, domn Becali. Bă, Corea, când trebuie în lupta asta, ce trebuie să-ți aplici o strategie aici. Nu mai este ca la prietenie, că tara la, că tara la. Să știi, de ridicat, i-am ridicat muniția. Lu CFR-ul. Am ridicat, aș vedea că toate lei, n-am măcar să se curăț. Da, transfertare, nu? Adică una peste alta transfertare au făcut. Eu zic că e cel mai tare. Aici, bă, jos pălăria. Da. Mamă, da, a scos Neluțu bani. Mamă, bani mulți, domnul Becali. Da, da, dar nu știu, l-a luat. Da, e în avion acum, aterizează la ora 13 la Cluj, urmează vizita medicală și dacă totul e ok, semnează. Vezi? Și Petru Chiodi mincinos. Că el a zis că ultima dată mă va suna pe mine. Când colui. Și el se ducea cu ea. Probabil i-a dat pe ea. Eu îi dădeam 200, probabil i-a dat Mărgeluțu 400, deci i-a dat și lui Chiodi vreo 400, că altfel nu mă trăda Chiodi pe mine. Da, da, da. Nu, e clar că nu v-a spus adevărul. Băiatul e în avion. La 1 aterizează la Cluj. Deci mai pune. Mai pune 400, deci, că a zis de Gigi. La 2.800.000 mai pune 400. Da, da. Deci, la 2.800.000 mai pune 400. Și plus 200 la semnătură. Deci 3 milioane 400. Plus în salariu. Plus salariu. Poți să cota la 400, 450, 500, 5 milioane. Ce să mai? 5 milioane. Da, 5 milioane. Ce dar serios, chiar merită 5 milioane Luis Munteanu, domn Becali? Eu zic că merită. De ce? Eu, nu, că nu acum, băi Horia, tu crezi că dacă era, putea cineva să-l ia în fața mea? Adică oamenii din fotbal, zic, da, care sunt acum. Da. Păi dacă sunt unii miliardari, România nu mă cumpăr cu ei. Înțelegi?
sunt, eu sunt aia fraține de mani, sunt siria, care eu nu mă compar cu ei, înțelegi? Dar ăștia oamenii din fotbal nu lua nimeni în fața mea, dar care-i treaba? El nu acum, nu zic că se merită pentru acum. Pentru viitor el va costa bani. Aha. Adică el e investiție lui Izbunteanu, nu e imediat acum. Am înțeles. Marele fotbalist, înțelegi? E lui Izbunteanu, e peste 2-3 ani, eu îl luam. Eu am și spus, bă, dau bani, îl cumpăr și îl las. Urul la Hagi, adică i-am spus logica, bă, zic că îl las la tine, cumpără-l tu și îl las la tine. Eu îl iau peste 2 ani. Deci lui Izbunteanu, părerea mea, că face bani. Am înțeles. Deci înseamnă că, în opinia dumneavoastră, peste 2-3 ani poate să facă 7-8 milioane, ca să zicem. Da, eu cred că poate să ia și 10 milioane pe lui Izbunteanu. Am înțeles. Deci a făcut investiție bună. Am înțeles. Că mai glumim? Da, mai glumim, ne glumim, a făcut investiție. Eu n-am vrut, eu nu vreau să risc. E, nu, s-a întâmplat ceva, ceva va deranja la lui Izbunteanu. Păi nu convins. E ceva, o să spun eu, dar între patru. Am înțeles. Nu, e clar că dumneavoastră nu, cum să zic, sunteți prea domnul Becali, sunteți prea puternic. Da, să spun eu, care e treaba. Da, am înțeles. Da. Chiar că s-ar putea să știi și tu. Las că îi spun eu, că știu eu, Gigi. Știi tu? Da, da. Dacă știi tu, spune tu. Cine ești? Nu știu. Ies-i. Mariu și Umudică sunt eu. Ha, păi, Sumi știe și 100% știe. Că el este tovarăș cu el. Că da. Am înțeles. Da. Închis-o? Bă, Horia, deci una peste alta, ai că am gândit, am râs, am făcut emisiune. Deci eu zic că lui Izbunteanu este o investiție bună. Una peste alta, ca să știi, da? Da, am înțeles. Poate și doare, păi. Poate și ar și mai mult, dar peste 2 ani. Da, am înțeles. Da, am înțeles. Dar trebuie avut grijă de el. Deci, ține minte, trebuie avut grijă de el. Păi, asta e. O să-l vedem ce se va întâmpla. Nu e ușor. Nea, Gigi, nu-i ține ușor, minte, da? La minte. Nu e ușor. Crede-mă ce nu-i spun. Da. Ce? Știi tu că nu e ușor la tine? Nu, nu, nu. La mine, nu știu, la mine e mai ușor, dar la alții nu e așa ușor. Deci la tine nu e ușor. Da.